Bine v-am regăsit la o nouă ediție, sunt Antoaneta Banu și să știți că astăzi o să fie așa o ediție live plină de culoare, sofisticată, chic, cochetă și o să fie și cu foarte multă informație exact de care dumneavoastră, doamnelor, aveți nevoie și eu, normal. Vă spun bun găsit la o ediție despre Make-up Summer Trends 2022. Pe cine puteam să aduc? Ce specialist, ce artist puteam eu să invit? Evident, pe Mirela Văscan, make-up artist și trainer în machiaj, cunoscută, celebră, cea care lucrează cu cele mai mari branduri din România și la nivel internațional, cu premii. Mirela, bine ai venit! Bine te-am regăsit! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Iubita mea, nu ne-am văzut de dinainte, din Old Normal. N-am mai văzut noi, da? Cred că înainte de pandemie, da. Ultima oară. Că așa am tot vorbit pe Messenger, am scris articole pe site-ul meu cu tine. Mirela, vreau în ediția de astăzi să le oferim așa un 360 informație celor care ne privesc, doamnelor, despre vară, despre machiaj, despre bronz și mai ales despre îngrijirea tenului, pentru că dincolo de toate și de toate, cred că îngrijirea tenului e cea mai importantă. Este importantă și la îndemână. Așa. Uite, astăzi am publicat, nu? Astăzi, ieri, am publicat pe blogul meu mirelavescan.ro un articol despre îngrijirea tenului cu argilă. Aha. Argila are foarte multe valențe. Este ușor de folosit, este ieftină, este foarte important și asta. Poate fi adaptată în funcție de nevoile tenului. O putem mixa, o putem asocia cu orice. Cu fructe, cu legume, cu ceaiuri, cu mixturi, mixturi cu foarte multe ingrediente bune. Și, cum să spun, pielea răspunde. Dacă pielea ar fi o pisică, ar toarce, pentru că are nevoie de atenție. Are nevoie de o atenție constantă, de un ritual de îngrijire. Dar spunem, argila se folosește pentru orice tip de ten? Pentru că, uite, eu îți mărturisesc că folosesc, am folosit o perioadă, mi-am făcut măști cu argilă și le puneam fie cu miere, cu ou, le amestecam. Erai prea tânără pentru miere și ou. Atât mierea cât și ou sunt destul de concentrate și s-ar putea să stimuleze celulele pielii prea mult, să fie obligate să alerge într-un cross în loc să fie doar un mers alert. Am înțeles. Așadar, și argila folosită în cosmetică, practic e pe etape de vârstă. Cele care Absolut. Sunt foarte tinere nu au încă nevoie de așa ceva. Doamnele probabil trecute de un 40 de ani pot folosi lejer cu banană, cu avocado. Corect. Foarte bune și foarte pline de indiferent că avem vitamine. Tenul gras, deshidratat, mixt, argila normal. Echilibrează. Aha, contează foarte mult cu ce o mixezi, cu ce o amesteci. Asta mă interesează să aflăm de la tine. Aceste, cum să spun, trucuri ieftine și la îndemâna oricui, pentru că, vezi, avem tendința să ne ducem să luăm măști foarte sofisticate, scumpe, de la branduri. Sunt care bune și alea, nu zic nu, dar pot fi alternate. Uh-huh. Adică pui odată o mască din comerț pe care da mulți bani, mai tragi de ea un pic, mai pui o mască preparată în casă cu argilă și se văd rezultatele. Și nu că acum aplic o mască și arăt eu bine peste 3 luni. Nu, acum aplic o mască și imediat arăt mai bine. Ok. De câte ori pe lună putem face acest tratament, aceste măști? Această întrebare nu trebuia să existe. De trebuia ce? Să-mi spui de câte ori pe săptămână. A, pe bune? De câte ori pe săptămână? O dată de două ori pe săptămână merge. Noi avem piele în fiecare zi. Ea în fiecare zi este agresată, în fiecare zi trece timpul peste ea, trebuie să luăm asta în calcul. Și o mască ușoară, uite, luna iunie este superbă și avem caise și piersici, care sunt extrem de hidratante. Caisa este un fruct care detoxifică pielea foarte bine, care hidratează, îi ridică imunitatea pentru că are beta-caroten. Și nu ajunge o mască pe lună.
pui două pe săptămână și mai și mănânci și sâmburele și ce rămâne. Fructele, clar, alea le mănânc, sunt mămica fructelor, eu n-am probleme. Problema e de timp, știi? Adică sâmbăta, duminica, clar că trebuie să-mi fac timp pentru aceste măști, că în timpul săptămânii, seara după ora 9 nu eu mai sunt. Eu zic că de vineri trebuie să începi. De vineri seara. Da. Ok, vineri atunci seara o să-mi pun îți pui în agenda, trebuie să dedic 5 minute pielii, 5 minute durează cât să prepari o mască, o pui pe ten, după care te uiți la televizor până se usucă și îndepărtezi masca. Nu mi se pare atât de imposibil. Recunosc că sunt un pic dezorganizată, un pic mai mult dezorganizată și atunci prefer să mă duc să iau măștile gata preparate, știi? Le pun pe acelea și nu mai stau să și argila și banana și să curăț aia, e gata, făcută, pac, o pun, mi-e foarte ușor. Știi ce se întâmplă? Și atunci când folosești o pastă de dinți sau un produs pentru păr sau un fond de ten, la un moment dat cum să spun, tot ce are de oferit pielii ajunge la un punct de saturație. Și atunci schimbi. Corect, corect. Pentru că altfel inerția asta, nu știu, se obișnuiește pielea sau dinții se obișnuiesc cu o pastă de dinți. Trebuie să schimbi un pic. După care te întorci la primul produs dacă ți-a plăcut. Așa și cu măștile. Îți plac ție alea pe care le-ai cumpărat. La un moment dat o să vezi că parcă nu mai funcționează. Și atunci intervii tu cu altceva și te întorci după aceea la prima iubire. Să știi că fac lucrul ăsta cu cremele. Cu cremele de zi, foarte cu cremele bine de seară. Da, da. Le rotesc. Știi, am trei game preferate. De la același brand sunt fidele pentru că merge foarte bine cu brandul respectiv. Și atunci le tot rotesc așa, știi? Și e și în funcție și de anotimp și de cum îmi simt tenul. Bun. În afară de... Pentru că este vară, pentru că este cald. Unele persoane transpiră foarte mult. Altele, din contră, au probleme cu deshidratarea. Eu, de exemplu, am probleme mari cu deshidratarea tenului. În afară de argilă, ce alt tratament ne ofer pentru îngrijire? Eu aș trece la machiaj. Pentru că mi-ai spus că multe persoane au problema asta cu fața care transpiră și machiajul nu rezistă. Da. În primul rând, pentru îngrijire folosim creme hidratante, nu emoliente sau grase. Care să, acelea mai puțin gel, sub formă de gel. Cu o textură de gel și înainte punem un serum, un ser, foarte bine. Păstrăm cremele mai hrănitoare, mai pline, mai consistente pentru iarnă, pentru sezonul rece, iar acum folosim texturi legere. Folosim apă termală, apă celulară, există apă dermatologică, hidratăm și răcorim pielea. Iar a apărut un trend anul acesta din Australia. Ce fac ei ca să reziste mai mult machiajul? Gândește-te că acolo este foarte cald. Sigur. Trendul a apărut astă iarnă, când la ei era vară. Așa. Înainte de aplicarea fondului de ten, ei masează pe față un strat fin de pudră HD. Și știi că pudra HD are o textură foarte fină. În momentul în care ai aplicat-o, parcă ți-a alunecă pielea. A trebuit să învăț acest produs atunci când a apărut. Acum, un produs pe care îl iubesc și îl folosesc. Dar se poate aplica înainte de fond de ten și face ca machiajul să reziste foarte mult. Am un nou record de machiaj care a rezistat pe un ten, nu dau nume, că nu vreau asta, dar a rezistat 7 zile. Nu recomand, dar așa s-a întâmplat, așa a fost conjunctura. Prietena mea a avut în fiecare zi ceva, practic s-au legat, deci a avut o săptămână extrem de plină și a rezistat machiajul 7 zile cu trucuri. În primul rând, la aplicare folosim loțiuni de fixare înainte de fond de ten. Se poate aplica și la fel după fond de ten, niciodată după pudră. Deci machiajul îl finisăm cu pudră și lăsăm așa, după ce ne-am luat toate măsurile necesare pentru rezistență.
Spune-mi, baza de machiaj o folosim vara? Da, absolut. Dar este și o bază de machiaj care este și ușor lucioasă. Are, dă un pic de strălucire. Te referi la produsele din generația primer? Da, da. Putem folosi sub fond de ten genul ăsta de primer. Uh-huh. Nu foarte lucios. Da, da, da. Noi suntem la noi în țară, avem o tipologie unică în lume, fototipul numărul 3 caucazian. Noi avem trăsături de expresie. Da. Avem arcade, orbite oculare, avem pomeți, avem un profil. Asiaticele au o față mai netedă, sunt ca niște păpuși de porțelan. Pe ele poți să pui foarte mult luciu, uh-huh, foarte multă pudră opalescentă, dar pe noi s-ar putea să ne avantajeze. Noi trebuie să aplicăm produsele lucioase pe centrele de interes, pe pomeți, pe arcade, pe tâmple puțin, nu pe nas, pentru că nasul nostru are o prezență, o personalitate. Tu ai studiat și expresivitate, da, face, ai, uh-huh, studiat lucrurile astea, am văzut, știu de, da, că ai făcut, da, lucrul ăsta. Deci, cu machiajul ce urmărim? Urmărim să transformăm fața în ceva superb, uh-huh, în, într-o variantă și mai frumoasă decât cea care s-a este fără machiaj. Vârsta, ridurile. Să știi că eu și la școală abordez situația altfel. Nu ne raportăm foarte mult la defecte. Uh-huh. Ne uităm mai mult la ce are mai frumos o față și ce are mai frumos o față punem în evidență. Uh-huh. Că dacă ne raportăm la un defect și muncim să-l ascundem, să-l camuflăm, fix ăla se va vedea. Așa este. Nu zic că nu intervenim și acolo, da, da, dar da, plusăm pe ce are fața mai frumos. Iar tenul și imperfecțiunile lui se rezolvă cu o bază de machiaj bună, cu recomandări și cu tratamente. Spune-mi, pentru cearcăne pe perioada de vară, ce facem? Păi, cine mai merge în piață și cumpără cireșe? Așa. Să nu arunce sâmburii. Așa. Se știe că cireașa este un fruct foarte sănătos, care detoxifică la rândul lui. Există ceaiuri din codiță de cireș foarte bune pentru rinichi. Fructul în sine este foarte bun, dar există sâmburii. Într-un sâmbure este concentrat tot ce are mai bun cireașa. Și, adică, mai sănătos. Oprim sâmburii, îi zdrobim. Da. Îi pisăm bine. Da, știu, da. Cum, da, așa. Da, da, da. Îi punem în săculeți de tifon și îi păstrăm într-o cutie la rece. Uh-huh. Luați de acolo și aplicați pe cearcăne. Tratează și drenează, corect, foarte bine zona asta și efectul este incredibil. Deci un truc de sezon până la urmă. Mult mai eficient sâmburele, de la sâmburii de la minunatele noastre cireșe, comparativ cu ceaiul de albăstrele și compresele cu ceai de albăstrele pus. Ceaiul de albăstrele este foarte bun tot timpul anului. Uh-huh. Și cireșe nu avem tot anul, da, și corect, atunci profităm și alternăm, tocmai ca să nu se obișnuiască pielea cu ceaiul de albăstrele prea mult, mai rupem un pic ritualul. Iar cu ceaiul de albăstrele se schimbă un pic, nu știu cum îl folosești tu. Eu îl folosesc mai mult sub formă de infuzie. Așa, și? Și îl las să se răcească bine, da, îl pun la frigider și seara sau dimineața, în funcție de cum am și eu un pic de timp, uh-huh, comprese și pus pe, direct pe ochi. Îți recomand așa. E o dischetă din vată. Da? O tai din două. Da. Și obții două semicercuri. Da. Semidiscuri. Uh-huh. Așa. Le umezești bine cu cei de albăstrele. Da. După care îți mai pui tu ce serumuri mai ai prin casă și îți bune pentru ochi. Nu știu, o coenzima Q10. Da. Un acid hialuronic. Exact. O cafeină. Da. Un colagen. Ceva. Da. Le uniformizezi bine și așa le pui pe ochi. Și te pui la televizor. Aha. Și uiți de ele. Deci îți faci tu niște plasturi.
Știi? Am înțeles. Și când... Deci poți să fac amestecul ăsta de acid hialuronic cu albăstrele? Ia vezi, poți? Toate trei. Da, cred că sigur, dacă le pun pe toate. Eu pun și elastin, pun și acid hialuronic. Nu vreau să dau branduri. Nu, dar se găsesc, sunt atât de multe, doamne. Sunt chiar și la prețuri convenabile, adică nu trebuie să ne ducem la... La îndemâna tuturor. Și atunci se face mixul ăsta cu albăstrele și pun în ceaiul de albăstrele? Nu. Dischetele sunt umezite deja cu ceai de albăstrele. Așa? Nu mult. Da? După care tot pe dischete, cu pipetă, cu tubuleț, cu ceai, așa? Încep și pui. Acid hialuronic, coenzima Q10, colagen. Vitamina C. Așa. Nu te băga pe vitamina C, mai ales vara. S-ar putea să devină pielea fotosensibilă, spun unii medici, că trebuie să abordezi într-un mod special vitamina C, nu o pui după capul tău. Am înțeles. Dacă ți se recomandă, bine. Dacă nu... Ok, atunci mergem pe asta. Bun, asta este îngrijirea, practic, pentru un ten care să asigure... Pentru cearcăne, m-ai întrebat? Te rog, pentru cearcăne sunt plasturii. Deci plasturi de care am vorbit, te pui pe cearcăne. Pe cearcăne, da. Despre asta m-ai întrebat. Da. Și eu ți-am răspuns. Asta este cu cearcănele. Ca să nu ajungem neapărat să ne facem tot felul de tratamente din astea mai sofisticate. De la o anumită vârstă. Da. Să încercăm să împingem cât mai mult momentul acela, să ne mai păstrăm naturalețea, atât cât să nu fie deranjant. Bun. Mirela, știm acum... Avem, ne-ai dat câteva trucuri pentru o îngrijire bună a tenului, ca machiajul să se aranjeze foarte bine. Mai vreau un aspect să-l punctăm despre demachiere. Sau cum trebuie să arate, care sunt procedurile înainte de machiaj. Știu și cunosc foarte multe doamne care trec direct la aplicat fondul de ten pe ten. Doar, să spunem, spălându-se cu puțină apă rece pe față și atâta tot. Ceea ce cred că nu e în regulă. În primul rând, tenul trebuie demachiat dimineața și seara. Deci, porii trebuie să fie liberați de reziduri. Folosim demachiante simple, lapte demachiant, ape micelare. Da. Cine micelare suportă produse pentru spălat tenul trebuie să folosească produse dedicate tipului de ten pe care îl au și într-un fel sau altul, deci indiferent de procedura aleasă, tenul trebuie demachiat dimineața și seara. Da. Seara oricum toată lumea se demachiază, deci îmi place. Sperăm. Că aud din ce în ce mai mult că își pun creme, își pun în ordinea care trebuie, ser, gel, cremă emolientă, cremă hidratantă, cremă emolientă și un ulei, adică respectă, învață. Și dimineața însă e o problemă. E criză de timp, e stai să vezi, trebuie să ajungi repede. Practic 10 minute durează pregătirea tenului cu tot cu machiaj. Tenul trebuie demachiat, trebuie hidratat. Recomand să nu folosim creme foarte grase, da? Produsele de zi sunt mai ușoare, sunt mai lase, mai de vară. Și există de ceva ani încoace produsele din generația primer. Așa. Adică produse care prepară tenul pentru machiaj. Eu recunosc, pentru mine nu folosesc, pentru că mă înțeleg bine cu fondul de ten pe care l-am și folosesc destul de multe creme înainte. Corect. Fondul de ten în sine este o cremă în ziua de azi. Greu mai găsești un produs care nu este bun. Când cineva spune că fondul ăla de ten nu-mi place sau nu e bun, înseamnă că nu a nimerit un fond de ten pentru tenul ei. Corect. Că de aceea există multe tipuri de fond de ten, multe mărci, ca fiecare femeie să-și identifice produsul. Corect. De aia trebuie încercat, de aia există testere, de aia există consilieri. Corect. Și de aia putem să-ți trimitem și câte un mesaj la un moment dat. Da, Mirela, sigur. Pot să? Mie îmi trimit prietenele și persoane pe care nu le cunosc, îmi scriu pe Instagram și eu răspund, adică îmi place normal. Să răspund mi se pe Instagram. Pare
ce să-mi iau pentru tenul meu? Ce îmi trimit poze? Ăsta e bun, ăsta nu e bun. Și eu zic, ăla. Îmi place să mă duc prin magazine și să rețin culorile, codurile de culoare, oricum există similitudini, sunt niște protocoale care se respectă vis-a-vis de tonalități, subtonalități și așa mai departe. Și îmi place să răspund, îmi place și reacția, pentru că o persoană care nu mă cunoaște și îmi scrie, și că nu credeam că o să-mi răspundeți. Da, normal. Și în gândul meu atunci, de ce mi-ai scris? Sperai! Știi de ce? Pentru că există acest clișeu, wow, Mirela Vescan este un nume, este un VIP, este o personalitate, eu sunt un om obișnuit, îi scriu un mesaj, sigur nu o să-mi răspundă, pentru că există aceste clișee și pentru că știi și tu foarte bine că există și astfel de tipologii. Îmi place să răspund, pentru că cine scrie un mesaj are o nevoie. Corect. Și atunci când durează să, dacă știu răspunsul, să-l tastez, mai ales că telefonul are și opțiunea aia de dictare. Corect. Și vorbesc rar acolo, doar numele de brand îl scriu cu mâna și, cum să zic, foarte bine funcționez așa. Și vis-a-vis de Instagram, pot să zic ceva? Te rog. Acum o perioadă mi-a fost furat contul. Așa. Și acum încerc să-l refac. Așa că aștept un follow, un like. Vă rog. Pe contul Mirela Vescan de pe Instagram. Accesați Mirela Vescan pe Instagram, să o scoatem pe Mirela din poveste. Sunt foarte multe persoane care știu că mi-au dat follow. Da. Și probabil că dacă nu mai văd nimic de la mine, eu știu, și pe asta nu mai postează nimic. Într-adevăr, știu când ai pățit lucrul ăsta, pentru că ai pus mesaj și și pe foarte Facebook. Foarte greu să reface o comunitate. Da, n-am pățit asta și nici nu-mi doresc. Mirela, bun, știm acum cam ce trebuie să facem pentru îngrijire, pentru un ten curat, pentru un ten pe care machiajul să se așeze frumos. Ce ne sfătuiești pentru vară? Tu spui fondul de ten, care sunt foarte multe produse care au și acid hialuronic în el, deci practic te ajută. Ultimele generații de fond de ten sunt tratate bine. Sunt tratate bine. Bun. Și să zicem că totuși eu nu vreau să folosesc fond de ten pentru că mi se pare că mi-încarcă foarte mult. Adică nu-l suport. CC cream-ul, BB cream-ul. Știi că poți să-ți faci tu acasă un BB cream al tău, un beauty balm. Dacă ai o cremă de zi sau o cremă tip primer pe care tenul tău o acceptă foarte bine și imediat devine suplu și mătăsos, îl poți, deci această cremă o poți mixa cu fondul de ten pe care l-ai pentru vară. Corect. Și le amesteci în palmă, le încălzești și le aplici pe față, arată incredibil. Ți-ai construit, ți-ai preparat propriul BB cream și nu mai este atât de încărcat. Pielea beneficiază și de proprietățile cremei și de proprietățile fondului de ten și chiar îți recomand să încerci. Arată foarte bine pielea așa. Eu am încercat procedeul ăsta, ți-o mărturisesc, și pentru machiajul de TV, să spunem. Într-un gel pe care îl folosesc, îl dau înainte de machiaj, e foarte bun. Și apropo, e din gama cu cum îi spune, argila? Cu argila, da, la dor, la dor, așa. În care pun fondul de ten și amestec, sau de fapt în fondul de ten pun deci gelul ăla. Faci. Da. Și așa mi se pare că în primul rând mi se și păstrează, îmi și hidratează fața, îmi pune tenul, mi se și păstrează foarte bine. Eu am, să zic, un avantaj, eu nu transpir. Am un ten atât de uscat încât mie nu-mi transpiră, știi? Nu are apă. Da. Și atunci eu pot să stau cu un machiaj până diseară, stau așa, n-am nicio problemă. Știi că e o confuzie între tenul uscat și tenul deshidratat. Orice tip de ten poate să nu aibă apă, să fie deshidratat. Un ten uscat nu are grăsime. Nu are suport adipos de desubt. Am înțeles. Tenul gras are exces de sebum. Tenul acolo, mixt le are pe amândouă. Cred că la tine problema este de ten uscat standard. Da. Știi? Trebuie, deci ai un ten căruia este foame și sete și tu trebuie să-i dai apă. Îi dau apă tot timpul și apă, da, îi dau și fructe și îi fac tot ce vrea el, dar nu vrea la un moment dat. Deci m-am speriat foarte tare la un moment dat, eu mărturisesc că o să explodeze
ridurile. Încerc să le țin așa cât pot sub control. Să știi că orice tip de ten ar avea o femeie, cu atenție și îngrijire, poate să arate superb. Se poate recupera, mai ales genul ăsta de ten uscat. Dacă îi dai atenție, după câteva intervenții începe să arate bine, să fie strălucitor, cu glow. Doar că tu ai mai întrebat de câte ori pe lună. Da. Bine că nu m-ai întrebat la câte luni. Da, nu, recunosc, ți-am spus, timpul meu este foarte concentrat. Tot timpul sunt sub presiunea timpului și atunci reușesc doar undeva sâmbătă, duminica, acele măști deja preparate le iau, le pun. Recunosc că în ultimul timp simt că nu mai e ok cu ele și îți promit, uite aici în fața națiunii, că voi face aceste măști pe care mi le propui tu. Mirela, fondul de ten, ai spus că putem să ne-l preparăm, acel BBCC, putem să ni le facem acasă. Ok. Ce tip de machiaj folosesc eu vara? Eu la general, nu neapărat eu, Antoaneta. În primul rând, să rămânem cât puțin la... mai avem timp? Cât mai avem? Cred că mai avem timp. Colegii, mai avem timp? Da, cred că mai avem timp. Mai avem. Când folosim fond de ten, noi, cu fototipul nostru 3 caucazian, avem variațiuni de pigment de la o zi la alta. Tot anul. Deci când vine primăvara, începem și ne bronzăm progresiv, atingem un apogeu undeva în toamnă, în septembrie, cu ultimele băi de soare, după care acest bronz se duce ușor, ușor și în iarnă, ianuarie, februarie, suntem, avem culoarea originală. După care o luăm de la început. În februarie cumpărăm un fond de ten în nuanța pielii, mai merge, îl folosim vreo lună și ceva, nu ne mai trebuie, luăm altul. Corect. Și tot așa, când are rost să le mai ținem. Deci un truc foarte convenabil, atunci când mergem să achiziționăm fond de ten, ne uităm să avem subtonul bun, să nu fie, să vedem cald, rece și așa, alegem două nuanțe. Una deschisă și una închisă. Mai închisă decât situația în acea zi. Și în fiecare zi mixăm fondurile de ten ca să obținem nuanța de moment a pielii. Este mult mai ușor, mult mai relaxant, mult mai convenabil ca și investiție. Deci investiția la început că mi-au două, dar s-ar putea să mi-ajungă foarte mult timp. Sigur. Și atunci plecăm în vacanță cu două fonduri de ten, pentru că ne bronzăm și de la o zi la alta câștigăm culoare. Și oricum când îl dăm într-un strat subțire, să crape zugrăvind. Primesc frecvent întrebări legate de cu ce aplicăm cel mai bine fondul de ten. Cu pensula, cu buretele, cu mâna, cu aerograf. Megapartiștii, profesioniști, folosesc toate instrumentele necesare, inclusiv mâna. Mâna curată, pe pielea proaspăt demachiată, încălzește fondul de ten, îl uniformizează, îi oferă transparență și îl fixează foarte bine. Am fost uimită și eu la rândul meu că am fost, nu m-am despărțit, tu știi că noi am lucrat împreună acum mulți ani. Lucram cu bureți, știam seara dacă aveam 30 de bureți, că am realizat 30 de machiaje. Iubesc bureții, îi folosesc, dar pentru acasă, cu mâna ar fi cel mai indicat, pentru că nu sunt eu sigură că ai timp să-ți igienizezi buretele așa cum trebuie. Am vorbit cu make-up artiști mari, cu Oscar. Ei mi-au spus că, și am întrebat cu ce aplici tu fond de ten? Cu orice. Scopul, scuză, mijloacele, făceam pensula asta și mi-a arătat câte modele de pensule și a spus, după cum simți pielea, intervii cu
mâna cu mâna cu mănușă, cu burete din poliuretan, cu burete din latex și cu burete din silicon și așa mai departe. Să știi că am văzut și eu, am fost martoră la așa ceva pe la începutul anilor 2000, cred că 2004-2005, când Nicole Kidman a venit aici și a filmat la Cold Mountain. Am fost pe platourile de filmare de la Castel Film. Poate nu trebuia să spun, asta este. Așa. Am avut posibilitatea să fac atunci un interviu cu make-up artistul, cu cel care se ocupa numai de Nicole Kidman. Și știu că mi-a și făcut cadou pe vremea aceea, era așa într-o cutiuță, ruj și un glossy ceva de buze. L-am ținut la vreo 3-4 ani, deci știi cum mă dădeam așa cu el, ca de leac. Știam că totuși nu e bine să-l țin atât de mult timp, dar mai faptul că era de pe masa de machiaj lui Nicole Kidman era. Și într-adevăr, nu m-a lăsat înăuntru să filmez, dar am văzut prin crăpătura ușii la un moment dat era așa. Tot nu te-ai lăsat. Nu m-am lăsat, da? Într-adevăr, să știi, cu mâna întindea fondul cu de ten. Cu mâna ție și viteză. Exact. Și simți mult mai bine, da, și știi cât de mult să pui. Mai ales că Nicole Kidman are un ten extrem de uscat și de sensibil, e transparent, se vede, e casantă. Da. Și atunci, ce să mai vii cu burete? Sau cu pensul agresiv? La nu știi, sigur că da. Trebuie cu mare delicatețe. Cât punem, bun, fondul de ten, asta este clar, ni-l recomanzi. Blush? Sigur. Punem blush? Chiar? Sigur. Punem blush pentru blush toată ziua roz, sau punem în această blush... vară? Așa? Se poartă roz, se poartă fucsia, se poartă pudrele strălucitoare. Noi le spunem flamingo glacé. Am inventat acest termen. Sună foarte frumos, flamingo glacé. Sună foarte vizual. Vezi? Da, când da. Spun flamingo glacé, deși aș ști că este un roz ușor, strălucitor, dus într-o zonă de poveste. Asta dacă trebuie să te duci undeva, dacă ești în vacanță, dacă mergi, ești la o terasă, la un restaurant, te duci undeva în mod special. Dar pentru un machiaj zi de zi, dimineața, la job... Adică tu ce vrei să spui? Că spui blush, deci un far de obraz doar în vacanță? Nu, dar mă gândesc așa, dimineața la job, sigur că pui un blush, ceva, nu știu, o culoare, un nude care să fie... Alegem poate... nuanțe naturale, da, frumoase, virate ușor într-un roz, într-un roz pudrat. Da, și... mai piersic așa să fie. Da, da. Aplicăm pe obraz, folosim pensule suple. Eu recomand foarte mult și fardurile de obraz cremă și chiar am inventat un mod de a crea propriul blush cremă. Amesteci puțin praf colorat din pudra de fard de obraz cu puțin primer sau cu puțin fond de ten. Fond de ten modifică un pic nuanța, dar cu puțin primer obții cream blush. Foarte bine primit de ten, mai ales e foarte bine primit de un ten deshidratat sau un ten uscat. Poți să dirijezi, deci până nu fixezi cu pudră, fardurile pot fi mutate, stompate, pot fi așezate pe ten acolo unde ne dorim. Și folosim o pensulă foarte fină. Uniformizăm și mergem mai departe cu machiajul. Dar chiar dacă ai un blush fucsia, da, mixat cu puțin fond de ten, îl duci într-o zonă în care îl poți folosi ziua și dacă îl mixezi cu un primer, da, el rămâne fucsia și îl poți folosi foarte bine seara. Depinde cu ce îl trebuie să vii să ne mai să ne înveți multe trucuri, pentru că slavă Domnului, și în așa fel încât fața să nu arate încărcată. Asta e și ideea. Întotdeauna mizez pe naturalețe, pe a avea un machiaj cât mai aproape de natural, că machiajul ăsta super încărcat și evident și excesiv. Oricât ai fi de sexy la un dat cu un astfel de machiaj, nu știu, dar prima oară am început să scriu despre machiaj atunci când am devenit
devenit make-up artist pentru un brand. Una din sarcinile pe care le aveam era să scriu, să promovez machiajul, îngrijirea pielii, și am colaborat la ora aceea cu majoritatea publicațiilor glossy, uh-huh, și celelalte ziare. Da. Da? Și tot timpul spuneam despre machiaj că nu machiajul trebuie să fie vedeta, corect, ci femeia. Când vezi o femeie fardată, trebuie să spui ce frumoasă e, nu ce bine te-ai fardat. Adică, despre ce vorbim? Cumva lucrurile s-au inversat în ultimii 10 ani. În piață, chiar machiajul devine din ce în ce mai prezent. Pe rețelele de socializare, da, la fel. Machiajul este un subiect viu, energic, în mișcare, și s-a ajuns la confuzii. Se confundă machiajul profesional, da, profesionist, zic, da, cum vrei, da, cu machiajul pentru amatori, cu face painting-ul, uh-huh, și cu editarea. Da. Deci trebuie tu, când te uiți pe rețele de socializare, cumva să înțelegi diferența și dintre toate acestea și să-ți localizezi preferințele, și dacă îți place o imagine, trebuie să te gândești, mă, totuși, ce este frumos aici? Editarea? Faptul că văd prea mult machiaj, faptul că e ea frumoasă și machiajul este mai natural. Adică trebuie să privim un pic printre gene machiajul, uh-huh, pentru că este atât de dinamic și se dezvoltă cu repeziciune. La mine, dacă intru în Reels pe Instagram, deci văd că planeta este plină de machiaj. Trebuie să se facă niște filtre, totuși. Clar. Da, da, vezi, e o chestie de educație și asta îmi doresc foarte mult prin emisiunile pe care le realizez aici la Adevărul Holding, și sunt onorată să le fac aici și mă bucur că sunt aici să le fac. Dorința mea este să ofer informația de calitate adevărată, verificată și care vine întotdeauna de la super profesioniști. Deci tu ai dat o definiție a jurnalismului acum. Felicit! La bază rămân, da, jurnalist, adică, da, trecând prin multe, deși fac multe la ora actuală și comunicare și trainer, dar rămân la bază jurnalist. Ok, Mirela, știm fondul de ten, știm blush-ul, ochii, cât, okay, punem? Ce punem? Să știi că cu machiaj de zi sau machiaj de seară s-a cam pierdut în stratosferă așa. Dacă ți-e place ziua, să folosești culori frumoase, tuș prezent, da, câteva paiete, n-ai decât. Nu te arestează nimeni. Nu să mă duc la job așa? Depinde de job. Okay. Da, eu cred că tu ai putea. Deci dacă ție acum ți-ar sclipi ceva pe pleoapă, nu m-ar deranja. Și mie mi-a fost foarte frică să pun ceva sclipicios. Am vrut să pun ceva un pic mai sclipicios și mi-a zis, zic, sigur o să-mi spună Mirela că eu la TV nu am voie să sclipesc. N-ai voie să faci ca imaginea să pară arsă, okay, dar o paietă de bine filmată. Foarte ușor un machiaj pentru ochi de vară. Alegem creioane colorate. Se poartă, uh-huh, foarte mult. Albastru, turcoaz, verde, violet. Deci frumos. Culori prezente, care saturate, care pe pielea ușor bronzată arată genial. Dar un creion, ce e un creion? E o ceară. O ceară colorată. Sigur. Nu o lăsăm de capul ei, mm-hmm, pe această ceară. Aplicăm creionul la baza genelor, uniformizăm și fixăm. Mm-hmm. Pentru că altfel nu va rezista acel creion, acea ceară. Și fixăm cu un fard pe care îl alegem în nuanța creionului. Sau, uite, noi la școală folosim foarte mult pe un creion turcoaz sau bleu, punem îl fixăm cu un fard fucsia și obținem un violet, cum e bluza ta, ceva superb. Adică o nuanță pe care nu o găsești așa ușor în magazin sau nici nu vrei. De contează foarte mult ce fucsia pui peste ce nuanță de albastru și obții o culoare pe care nu are nimeni. Practic, dar rezistă creionul foarte bine și poți să-l fixezi și cu o pulbere de stele, cu o pudră cosmică.
mă refer la niște paiete foarte fine și arată foarte frumos ziua. Practic, tot ce înseamnă acum customizare, personalizare, este merge până la zona asta de make-up. Bineînțeles. Poți să ți-l faci cum vrei tu, să ieși din, îți iei o paletă de culori și te joci cum vrei. Ai nevoie doar de imaginație, atenție, știință și să cunoști acest, să ai această limită, simț al proporției. Cea mai frumoasă regulă în machiaj este aceea că trebuie să știi toate regulile ca să știi ce să calci. Mirela, trebuie să vii să ne înveți toate regulile pe bune, adică cât se poate, când definitiv e jobul tău, e, da? De fapt, la tine make-up-ul este viața ta. Ăsta e stilul tău de viață, e ritmul tău de viață, este esența vieții tale. Punem, adăugăm și familia acolo. Evident, mă refer la viața profesională. Dar viața profesională n-am simțit-o, pentru că atunci când faci ceva cu pasiune, ceva care îți place, cumva se transformă în mod de viață, cum ai spus. Așa este. Și să știi că eu n-am văzut pe cineva să se apuce de machiaj fără să aibă chestia asta. Deci toate fetele care practică machiajul, practică pentru că îl iubesc, pentru că corect, sunt fascinate de mici, de cutiuțe, de sigur, farduri, cumva se pregătesc pentru viață, pentru o viață frumoasă, se pregătesc multă vreme înainte. Și asta e o veste bună pe care ți-o dau. Deci nimeni nu face machiaj decât cu pasiune. Hai să vedem pe final de ediție și buzele, pentru buze. Vedeta acestui sezon este glossul pentru buze. Asta după o supremație, nu știu, a generațiilor de ruj liquid mat. A prins foarte bine în perioada în care lumea a purtat mască. Da, așa. Iar designerii toamna trecută au propus pentru vara asta gloss, pentru că se spera toamna trecută că fața va fi eliberată de mască și buzele vor avea nevoie de altă textură, de o hidratare, de ceva fresh, o reîntoarcere un pic în machiajul altor, deci spre machiajul altor decenii. Se poartă glossul. Glossul e vedeta, glossul roz, mai ales rojurile pigmentate în roșu, în coral, deci culori florale, feminine. Cu glossul, practic, buzele se sigilează foarte bine. Deci dacă ai buzele crăpate, în loc să pui cutiuța ce spuneai de tratament, mai bine pui un strop de gloss și imediat buzele își revin. Eu folosesc un truc, acidul hialuronic pe care îl dau pe ten, mult și pe zona buzelor. Eu am trucul ăsta pentru păr. Acidul hialuronic pe care îl dau pe față, mă duc cu el și în păr, pentru că părul e anexa pielii și are nevoie și el de... Mi-ai dat o idee. Mi-ai dat o idee hialuronic. Cu acid hialuronic. Și acid hialuronic și colagen. Deci eu fac și elastin, să știi. Fac această combinație și când dau pe ten, dau inclusiv și pe, și pe buze. Dacă merge, felicitări. Merge și mă simt foarte bine. Mirela, știi cum e cu tine? Ediția începe când de fapt se termină. Pentru că exact de acum încolo mai aveam nevoie colegii de încă 2-3 ore când ar fi trebuit să stau de vorbă cu Mirela. Sunt atât de multe insight-uri valoroase pe care ni le poți oferi. Promitem, draga mea colegă de școală și de clasă. De clasă. Noi am fost colegi la școala centrală. Pe vremea noastră se numea Zoia Cosmo Demianskaia. Ne știm de când eram mici și ochelariste, și eu și ea. Mirela, scumpa mea, îți mulțumesc din suflet. Promitem că mai vii. Bineînțeles că mai vin. Găsim atât de multe teme de discutat cu tine. Vă mulțumesc și vouă. Sunt ferm convinsă că doar v-am stârnit și promit că o să vă satur și o să vă ofer în continuare această informație care vine de la Mirela. Sunt Antoaneta Banu. Ne revedem curând. Știți, click, like, share. Cu bine.